Planul local de acțiune pentru mediu, pe scurt PLAM, reprezintă o acțiune importantă recent finalizată de Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu. Planul a presupus colaborarea a 82 de unități situate pe teritoriul județului nostru și prin aplicarea sa se dorește unirea eforturilor instituțiilor giurgiuvene, a persoanelor fizice, voluntarilor și altor categorii de participanți la menținerea calității factorilor de mediu la valori cât mai apropiate de cele ideale. Noul plan de acțiune pentru mediu va avea în vedere, ca de fiecare dată, menținerea calității factorilor de mediu la nivel inferior valorilor limită stabilite. În același timp, se urmărește întărirea capacității autorităților locale în gestionarea problemelor de mediu și totodată promovarea unui parteneriat constructiv între cetățenii, autoritățile locale, organizațiile non-guvernamentale. Pentru următorii 3 ani, 10 de entități locale au fost responsabilizate și implicate în aplicarea planului local de acțiune pentru mediu. Pentru o mai bună înțelegere a manierei de implicare, trebuie precizat că orice instituție, persoană fizică, grup de voluntari ori alte grupuri cu interese în menținerea unui mediu sănătos, toate aceste categorii pot relaționa cu Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu spre implementarea programului elaborat și aprobat deja de Consiliul Județean încă de la sfârșitul anului trecut.